Astăzi în platou au fost familiile celor logodiții. Tatălui Robert a fost primul care a intrat, apoi familia Biei alături de cea mai bună prietena ei. Au fost arătate imagini de la Milano, momentul în care Robert a cerut o încăsătorie pe... Bia au primit și cadouri tinerii logodiții, câteva tablouri a adus tatălui Robert și o șampanie, două pahare inscripționate cu data logodnei. Ana și Daniel au primit vizita familiei lui Daniel, părinții Anei nu au putut veni pentru că sunt în Italia, a spus ea. Au primit și ei cadou două brățări cu semnul infinit. Au urmat să intre în platou mama și tatăl lui Madi. Madi s-a emoționat foarte tare, a plâns destul de mult. Au primit și ei cadou de la mama, doi îngerași. Apoi în platou a intrat mama lui Sergiu, care a făcut acestuia și o surpriză. Va rămâne în casă până pe data de 22 decembrie, așadar îl va însoți pe Sergiu până la finalul emisiunii. Din păcate nu a putut veni nimeni în platou în vizită la Liviu și Bogdana. A sunat bunica, a spus că... Nu a putut veni nimeni, însă pe 22 în finală vor veni cu toții, va veni și dânsa, unchi, mătușile și tata lui Liviu. Mama Bogdanei nu a putut veni în vizită, cei doi au spus că nu e nicio problemă, înțeleg că tata lucrează și că îi așteaptă pe toți în finală.